Rectora Liceului de Artă din Focșani a demisionat după ce în presă au apărut imagini scandaloase cu ea și un elev de clasa a 12 -a. Vom vedea și imaginile imediat. Și inspectoratul școlar Vrancea s-a autosesizat în urma acestui scandal sexual. Inspectorii vor să verifice dacă acuzațiile potrivit cărora profesoara ar fi avut o idilă, că ar fi avut o idilă cu un elev sunt adevărate. Fotografiile cu directoarea în scenele de tandrețe cu elevul au fost postate pe o pagină de Facebook. Această profesoară susține că pozele au fost postate de soțul ei cu care se află în proces de divorț. Aceste fotografii ar fi fost făcute chiar în locuința profesoarei. Prețurile au explodat.